Hai! Hai, trezirea, că începem! Hai! Zic eu mai întâi? Bine v-am găsit, prieteni! Ochișica mea doarme un pic pentru că azi noapte n-a dormit deloc. A aflat o poveste atât de înspăimântătoare pentru ea, încât n-a pus geană pe geană. Mi-a povestit-o și mie. O lăsăm să mai doarmă un pic și vă spun eu vouă, da? Bine, păi... De fapt, să știți că și eu m-am cam înspăimântat când am auzit ce mi-a spus Ocheșica. Se spune că a fost o vreme în care cărțile pentru copii nu mai aveau voie în librării și în biblioteci. Nu, serios, dar nu glumesc deloc. Ocheșica încă doarme. Ea doarme cu ochii deschiși. Este o maimuțică specială. Mi-a spus și eu auzisem ceva, dar parcă nu-mi venea să cred, dar când mi-a spus ea și mi-a spus cap-coadă povestea, am început să o cred. Așa că, odată de mult de tot, cărțile pentru copii nu aveau loc în biblioteci și librării. De ce? Pentru că cărțile pentru oameni importanți, pentru adulți, cărțile cu multe pagini, cu informații extrem de stufoase, nu acceptau cărțile pentru copii. Erau foarte gomoase, știți, gomoase, adică pline de ele, așa. Ce să căutați voi niște cărți pentru copii lângă noi în librării? Să ne faceți pe noi de râs? N-aveți ce să căutați, nu? Și apoi intră copiii în librărie și pun mâinile pe noi, iar noi cărți importante pentru oameni cunoscători în ale lecturii, nu vrem să fim mânjite, șifonate, rupte de voi copii. Și chiar nu putem deloc să stăm și noi măcar într-un colț dintr-o librărie. Nu, n-aveți ce căuta, a strigat una dintre cărți foarte importantă, o carte de istorie cu multe informații. Și cărțile pentru copii s-au retras mâhnite și nu s-au mai găsit în librării. Și atunci oamenii mari intrau și admirau cărțile frumoase, cu text mult, cu foarte multe informații, cu foarte multe mesaje și intrau din ce în ce mai mulți oameni în librării, pentru că vedeți voi, dacă nu mai erau copii și cărțile pentru copii, toate cărțile de oameni mari erau foarte îngrijite. Nici o copertă îndoită, nici o pagină șifonată, nimic mâzgălit, totul era perfect, zic bine? Da, e mulțumită, mă aude, așa, e încă obosită, dar mă aude. Și atunci cărțile pentru oameni mari au zis: nu mai aveți ce căuta voi cărțile pentru copii, când or să crească copiii mari, n-au decât să vină să citească direct cărțile pentru oameni mari. Ei, și timpul a trecut. De acum, copilașii care înainte se uitau prin vitrinele librăriilor să... caute să vadă dacă mai e vreo carte pentru copii și nu vedeau nimic, s-au făcut oameni mari. Gata, suntem pregătite, au zis cărțile pentru oameni mari, să intre foștii copii să ne citească. Dar vedeți voi că foștii copii, acum oameni mari care n-au citit niciodată o carte pentru copii, nu erau interesați de cărțile pentru oameni mari. Așa că au început să se închidă librăriile. Nu mai era cerere de carte, librăriile au devenit părăginite, cărțile de oameni mari și-au dat seama că este o problemă foarte gravă. Librărie după librărie se punea lacătul pe ușă. Trebuie să facem neapărat o ședință. Nu se mai poate. Adulții nu ne mai citesc. Da, trebuie neapărat să găsim o soluție. Așa că au făcut o ședință, s-au strâns toate cărțile pentru oameni mari și au început să se citească una pe cealaltă, să citească din ce în ce mai mult, să afle soluția. Și și-au dat seama că soluția era să aducă înapoi în librării cărțile pentru copii. Așa că, oricât de mândre și orgolioase erau ele, și-au dat seama că chiar dacă cărțile pentru copii aveau imagini multe, text mai puțin, erau foarte importante. Cum ar fi putut un copil, atunci când crește mare, să citească, dacă nu s-a învățat când era mic să citească un text mai ușor? Cum ar fi putut un copil care n-a fost niciodată atras de lectură, dintr-o dată, când se face adult, să deschidă o carte? Așa că au chemat
cărțile pentru copii înapoi. Și Ocheșica s-a trezit, veselă și fericită, pentru că finalul e chiar așa. Cărților pentru copii li s-au cerut scuze de la cărțile importante, mari, voluminoase, pline de text. Ne iertați, am greșit. Da, fără voi copiii nu vor mai citi când vor fi mari. Și fără voi, de fapt, nu mai suntem nici noi. Și au intrat înapoi în librării și în biblioteci cărțile pentru copii. Și s-au deschis librăriile și copiii au intrat în librării căutând cărțile colorate, cu imagini, cu text mai puțin, dar importante pentru ei, ca atunci când vor fi mari, să citească și cărțile cele dedicate adulților, cărțile mari. Voi, Ocheșica s-a trezit, povestea am povestit, dacă v-a plăcut, ce facem? Trimitem un mesaj la numărul de telefon mobil 0740171622. Hai, Ocheșica, a făcut mâna, ne-am trezit, la povestea următoare o să fim și mai pline de viață, pe curând, pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!